Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat deosebit de dincolo de ocean. Și fără să mai stăm foarte mult pe gânduri, spunem un bun venit domnului pastor, profesor, doctorand Gabi Isac, senior pastor la Biserica Penticostală Română Philadelphia de Melbourne și director și profesor la Seminarul Biblic Philadelphia Melbourne. Domnule pastor, frate pastor, bine ați revenit la noi în emisiune. Frate Cătălin și tuturor celor ce urmăresc în această seară emisiunea dumneavoastră, din toată inima și un călduros la mulți ani, acum la început de an 2021 și dorința noastră sinceră a celor ce suntem departe de casă, dar aproape totuși cu inima, cu sufletul de România, de tot ceea ce se întâmplă în țara noastră dragă, transmitem un gând binecuvântat și ne dorim ca Domnul să fie alături de noi, aici, alături de dumneavoastră, de cei din România și în special acum mă adresez dumneavoastră celor de la Prodocens Media. Dumnezeu să vă binecuvânteze și încă o dată un an binecuvântat cu împliniri. Vă mulțumim foarte mult și noi vă dorim la fel mult har, multă binecuvântare acolo pe meleagurile australiene și fie ca Domnul să ne dea puterea și înțelepciunea ca anul acesta să realizăm ceea ce ne-am propus, o nouă serie de emisiuni, o serie pe care o începem în seara aceasta. Așa că tema pe care o începem împreună cu dumneavoastră este legată de legămintele biblice. Vorbim astăzi despre o primă parte a acestor legăminte, așa că fără să ne mai întindem foarte mult la această introducere, haideți să vedem ce sunt legămintele biblice. Da, frate Cătălin, eu vreau să mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit la un subiect atât de important, poate prea puțin prezentat în bisericile noastre, prea puțin explicat. Cred că atunci când vorbim de legăminte, și acum am așa o subliniere legată de modul în care ca și biserici privim spre legăminte, atunci mai degrabă ne uităm la legămintele care le facem noi între noi, și aici mă refer la legământul de căsătorie, sau legămintele pe care le facem noi în relația dintre noi și Dumnezeu. Și aici aș sublinia botezul nou testamentar, pe care noi îl privim ca un legământ pe care noi îl încheiem în prezența Domnului, înaintea Domnului, cu Domnul și așa mai departe. Dar în emisiunile acestea, în această seară, prima parte și apoi cu ajutorul Domnului și cu îngăduința dumneavoastră și a celor ce urmăresc, vrem să ne uităm în continuare la câteva lucruri legate de legăminte, pentru că este aproape imposibil într-o emisiune de aproximativ un ceas, 60 de minute, să cuprinzi o tematică atât de vastă, reflectată pe paginile Sfintelor Scripturii, mod deosebit în Vechiul Testament. Am dorit să fac această subliniere pentru că dorința noastră, dorința mea personală și cu siguranța dumneavoastră ca realizator al acestei emisiuni, este să discutăm despre legămintele biblice, acele legăminte pe care le prezintă Scriptura ca venind din partea lui Dumnezeu în relația sa fie cu întreaga umanitate, fie în relația sa cu un om sau, cum vom vedea, chiar cu o casă regală. Am plecat și este firesc să facem lucrul acesta de la o definiție, pentru că atunci când discutăm despre un lucru este foarte important să definim lucrul acela despre care discutăm. Și m-am uitat în pregătindu-mă pentru discuția aceasta și pentru emisiunea din această seară, m-am uitat în primul rând într-un dicționar explicativ al limbii române. Cred că este important să ne explicăm lucrurile și din punctul acesta de vedere, dar pentru că vorbim de legăminte biblice, nu ne vom limita doar la un dicționar explicativ al limbii române, ci aș vrea să ne uităm să vedem ce spune un dicționar biblic sau ce spun oamenii lui Dumnezeu despre legămintele biblice. Permiteți-mi
să citesc definiția pe care am găsit-o în dicționarul explicativ al limbii române și de regulă dicționarul prezintă o explicație sau dă explicație în mod deosebit la un cuvânt prin sinonimele lui. Și așa se întâmplă și în cazul acesta. Termenul de legământ este explicat ca fiind o promisiune solemnă, un angajament de a face ceva, o învoială sau o convenție. Probabil că cel mai des cuvânt folosit în dreptul cuvântului legământ, în dreptul termenului legământ, ar fi convenție. Și dacă vorbim de legăminte pe care, eu știu, le facem noi între noi, am putea spune că un legământ este și o convenție. Dar atunci când vorbim de legămintele pe care Dumnezeu le face în relația sa cu omul, în relația sa cu întreaga umanitate, el este mai mult decât o convenție. De aceea merg mai departe când vorbim de legăminte și a sublinia următorul lucru. Un legământ este o promisiune solemnă făcută prin jurământ, care poate fi făcut fie printr-o formă verbală sau poate fi făcut printr-o acțiune simbolică. Legământul este mai mult decât un contract. În momentul în care un contract este încălcat, consecința nu este alta decât ruperea legăturilor dintre cele două părți care au încheiat contractul. Chiar spuneam, legământul din perspectiva lui Dumnezeu este mai mult decât o înțelegere sau o convenție. Legământul este un acord sacru prin care cele două părți se leagă una de cealaltă. Și mi-aș mai permite încă o subliniere care cred că definește bine ceea ce înseamnă de fapt un legământ făcut de Dumnezeu, legământ biblic. Legământul este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu stabilește o relație de răspundere. Vreau să subliniez aspectul acesta. Legământul este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu. Frate Cătălin, dragii noștri ascultători și toți cei care urmăriți această emisiune, ne vom uita la cele 8 legăminte pe care le prezintă Scriptura începând de la Cartea Geneza, mergând aproape prin tot Vechiul Testament și în mod deosebit ajungând la un moment dat la legământul cel nou din Ieremia. Legământ despre care ni se vorbește cel mai mult în Noul Testament, pentru că baza legământului Noului Testament sau legământului celui nou este însuși Mântuitorul Iisus Hristos, sângele legământului celui nou. Dar la timpul potrivit vom vorbi și despre lucrul acesta. Ceea ce vreau acum să subliniez, înainte de a prezenta înaintea dumneavoastră cele 8 legăminte sub 5 și apoi să continuăm să discutăm despre ele, vreau să înțelegem că în contextul acesta, inițiatorul fiecărui legământ este Dumnezeu. De aceea vorbim de legăminte biblice care îl au originator pe Dumnezeu. Dumnezeu este acela care stabilește contextul și cadrul în care legământul trebuie să se desfășoare, condițiile legământului respectiv. Și tocmai de aceea spuneam, Dumnezeu prin acest legământ sau prin legăminte nu face nimic altceva decât să stabilească o relație de răspundere. O relație în care el se angajează și aș mai face și sublinierea aceasta. Atunci când vorbim de relația dintre noi și Dumnezeu, partea slabă nu e Dumnezeu. Partea slabă în veriga aceasta întotdeauna suntem noi. Partea care întotdeauna își va împlini ceea ce și-a asumat printr-un legământ este Dumnezeu, care nu minte, care nu se tăgăduiește singur și care tot ceea ce promite va duce la bun sfârșit și va împlini. Am zis că aș vrea să ne uităm așa, trecând în revistă, fără să zăbovim asupra lor acum, trecând în revistă legămintele biblice. Exact, sunt asta v-aș ruga. Asta v-aș ruga să facem așa o prezentare. E un lucru care, iarăși, aș vrea să-l menționez aici.
Cifra 8 nu este o cifră la întâmplare în ceea ce privește legămintele, aceste promisiuni solemne sau aceste hotărâri suverane ale lui Dumnezeu. Al 8-lea legământ este legământul cel nou și în limbajul biblic, în limbajul lui Dumnezeu, 8 înseamnă un nou început. De aceea cred că cifra 8 în dreptul legămintelor este o cifră cu o semnificație puternică, pentru că prin legăminte Dumnezeu face întotdeauna ceva nou. Este o formă efectiv de descoperire, este o formă de revelație. Vom vedea lucrul acesta în ceea ce privește caracterul și persoana lui Dumnezeu. Frate Cătălin, care sunt cele 8 legăminte? În primul și în primul rând este legământul edenic. Este legământul pe care Dumnezeu l-a inițiat în grădina Eden între el, Adam și bineînțeles și Eva, care mai târziu intră și ea în cadrul acesta. Deci legământul edenic este un legământ încheiat în Eden între Dumnezeu și rasa umană, aș putea spune, reprezentată acolo de protopărintele nostru, și anume de Adam. O să menționez lucrul acesta pentru că legămintele se împart în mai multe, sunt legăminte condiționate și legăminte necondiționate. Legământul edenic este un legământ condiționat și vom vedea exact ce înseamnă lucrul acesta. Apoi este legământul adamic sau legământul cu Adam. Este făcut tot în grădina Eden, dar deja este făcut cu omul care deja păcătuise, care căzuse din părtășia aceea deosebită pe care avea. Se încheie legământul edemic, care era un legământ condiționat, și Dumnezeu încheie iarăși un legământ. Iarăși este interesant, ar fi putut să pună mâinile la spate, să spună: îmi pare foarte rău, I'm sorry. Am încheiat cu tine un legământ, se pare că tu nu respecti condițiile legământului. Eu am inițiat, eu am venit, eu te-am căutat, eu am făcut. Ei, Dumnezeu nu abandonează atât de ușor. Poate că noi uneori ne vine să dăm bir cu fugiții, poate că am abandonat anumite lucruri, mai ales dacă vedem că nu ne reușește așa cum ne-am gândit noi să fie lucrurile făcute. Dar uite că Dumnezeu este altfel decât omul, nu abandonează ușor și ce face? Încheie un alt legământ și încheie legământul adamic sau legământul cu Adam. Un al treilea legământ este legământul cu Noe, care este făcut prin Noe cu toată rasa umană și iarăși este un legământ necondiționat și astăzi sunt aspecte ale legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat acum aproximativ 5.000 de ani. Deci dacă legământul edenic și adamic nu am putea să le localizăm ca și timp, vorbind de Eden, o perioadă atemporară, dincolo de timp și spațiu, pentru că de la Eden încoace, de la ieșirea din Eden, începem să avem cronos, începem să avem timp și să cronometrăm totul. Iată, tocmai de aceea primul legământ făcut în afara spațiului, să zicem, în afara Edenului și de care deja putem să-l și cronometrăm, este cel cu Noe, făcut aproximativ 5.000 de ani în urmă. Apoi al patrulea legământ, iată patru legăminte în Geneza. În Geneza 2, în Geneza 3, două legăminte, în Geneza 6 până la Geneza 9, un al treilea legământ, în Geneza 12 și 15, un al patrulea legământ și din momentul acesta, pe scena istoriei, intră Israel. Legământul avraamic sau legământul cu Avram este primul legământ din istorie pe care Dumnezeu îl face deja cu un popor. Și fac aici o mențiune și poate atunci când vom discuta despre legămintele ebraice sau legămintele cu Israel, voi mai sublinia lucrul acesta. În momentul în care Dumnezeu încheie legământul avraamic prin Avram pentru poporul Israel, Israelul nu exista ca și națiune. Mi se pare foarte interesant lucrul acesta. Dumnezeu încheie un legământ cu un popor care nici măcar nu exista. La fel face și Domnul nostru Iisus Hristos. Moare pentru un popor care nici măcar nu exista. Hristos a murit pentru biserică și biserica este născută efectiv în jertfa, în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos.
Dar este foarte interesant paralelismul acesta, paralela aceasta, între Dumnezeul care încheie un legământ cu un popor care nu exista și între Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Yeshua HaMashiach, adică Mântuitorul nostru, încheie un legământ, legământul cel nou, în sângele lui, iarăși cu un popor care nu exista și care se va forma începând de la Rusalii prin revărsarea Duhului Sfânt. Legământul avramic, deci, legământul încheiat cu Israel prin reprezentantul său și părintele poporului Israel, și anume Avram. Apoi, legământul mozaic este legământul de la muntele Sinai, cu toate aspectele lui, decalogul, cele 10 porunci, Constituția și apoi toate normele de aplicare pe care le găsim în cele 613 porunci care sunt consemnate în mod deosebit în cartea Exod. Un al cincelea legământ, un al șaselea legământ este legământul palestinian făcut în Deuteronom. Este similar cu legământul mozaic, dar se adaugă în Deuteronom 28, și anume binecuvântările și blestemele, toate cele care vor veni în funcție de atitudinea pe care tu o vei avea față de legământul pe care Dumnezeu îl face cu voi. Legământul mozaic este încheiat cu generația ieșită din robia egipteană. Legământul palestinian este încheiat la marginea Iordanului cu generația care urma să cucerească Canaanul. Iată două generații. De aceea avem Deuteronom. Deuteronom nu înseamnă a doua lege în sensul de încă o lege pe lângă cea pe care a fost dată, ci Deuteronom înseamnă repetiția sau repetarea legii, inclusiv a legământului, care iată capătă noi valențe. Și am să fac aici o mențiune: de foarte multe ori, mai ales în cărțile profetice, Dumnezeu, atunci când vine cu pedeapsa în ceea ce privește robia siriană și robia babiloniană, se raportează la legământul palestinian și la legământul mozaic, pentru că vă spuneam, ele se regăsesc, dar în mod special la legământul palestinian, încheiat cu generația cuceririi, cu generația care a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu în autoritatea și puterea pe care a avut-o prin cucerirea Canaanului. Asta este legământul palestinian. Dar le vom discuta mai pe larg atunci când vom aloca o emisiune specială. Al șaptele legământ este legământul davidic, legământul davidic care este inițiat de Dumnezeu și este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu în ceea ce privește descendenții regelui David, cel mai prolific rege al Israelului, David, și anume că întotdeauna pe tronul Israelului va sta un descendent al lui, la Ierusalim va domni. Parte din Ierusalimul davidic s-a împlinit prin succesiunea care a fost în ceea ce privește familia lui David, dar cu siguranță legământul acesta se va împlini în mod plenar atunci când Domnul Iisus Hristos va sta pe tronul tatălui său David. Frate Cătălin, dragii mei, vreau să vedeți că Dumnezeu nu numai inițiază, dar Dumnezeu este acela care readuce pe tapet, aduce aminte că nu a abandonat ideea de legământ și promisiunile, hotărârile sale suverane. Și în momentul în care îngerul Gabriel vine la Fecioara Maria, și dacă eu mă aduc bine aminte, într-una din emisiunile pe care le-am avut împreună cu dumneavoastră, așa am discutat despre venirea Domnului Iisus Hristos ca împlinirea legămintelor, am menționat lucrul acesta și îl punctez și în această seară. Dragii noștri, e important să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu este acela care veghează asupra promisiunilor, hotărârilor pe care El le ia. Și atunci când îngerul Gavril a venit la Fecioara Maria, îngerul i-a adus aminte că ceea ce se va întâmpla în familia ei este și datorită o consecință a legământului davidic. Zice, iată că pruncul care se va naște va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Deci încă o dată se readuce aminte de legământul davidic. Și un lucru care mi se pare foarte interesant: ultimul profet al Vechiului Testament este profetul Maleahi.
După aceea 400 de ani de tăcere în Revelație. Sunt situațiile prin care trec evrei și așa mai departe. Ajungem la faptul că ajung să fie o provincie romană. Ceea ce mi se pare interesant este că Dumnezeu în providența lui divină a păstrat sămânța lui David. Astfel încât și Maria era din casa lui David și Iosif era din casa lui David și nimic nu era voia întâmplării. De ce din casa lui David pe cei doi ales? Pentru că trebuia și să-și continue împlinirea legământului davidic făcut cu David și cu casa lui. Acesta este al șaptelea legământ și cel de-al optelea legământ este legământul cel nou, menționat în Ieremia, un legământ care deja are de-a face în mod deosebit cu Domnul nostru Iisus Hristos, cel care pune baza legământului celui nou. Acestea sunt cele opt legăminte prezentate, bineînțeles, într-un mod foarte, foarte sumar. Slavă Domnului! Foarte frumoasă prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că le-a spus așa într-o formă foarte ușor de înțeles. Și a definit foarte bine ideea aceasta de legământ, de înțelegere între cele două părți. Ne duce la ideea că de fiecare parte sunt niște responsabilități și, bineînțeles, niște avantaje sau niște obligații pe care fiecare dintre cele două părți le are. Haideți să vedem de ce sunt importante aceste legăminte, în special în relația omului cu Dumnezeu. Aici aș putea să dau mai multe răspunsuri. Aș începe cu următorul, poate pare așa foarte sumar, așa foarte neimportant și totuși eu privesc ca un lucru foarte important și vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu nu se ocupă de lucruri de nimic. Din moment ce Dumnezeu a găsit că este bine să intervină în creație, în dimensiunea lui relațională între El și noi, prin stabilirea unor hotărâri, a unor legăminte care să dimensioneze relația, care să o coordoneze, să o încadreze în anumite tipare, standarde, înseamnă că ele sunt importante dacă aș da doar această sau așa doar această subliniere. Dar frate Cătălin, aș vrea să subliniez aici la întrebarea aceasta câteva lucruri care eu cred că se încadrează bine ca un răspuns în ceea ce privește importanța legămintelor biblice. În primul și în primul rând, prin legăminte Dumnezeu se revelează. Legămintele sunt o formă de descoperire a lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu îl scoate în evidență pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al legămintelor, un Dumnezeu al angajamentelor, al hotărârilor. Legămintele lui Dumnezeu vorbesc despre un Dumnezeu înțelept, despre un Dumnezeu drept, despre un Dumnezeu credincios, despre un Dumnezeu, iată câte atribute deja am scos în evidență, atribute morale ale lui Dumnezeu. Înțelepciune, dreptate, credincioșie, loialitate. Un Dumnezeu care își ține promisiunile și care un Dumnezeu care este credincios cuvântului pe care îl dă întotdeauna. Deci e foarte important lucrul acesta și Dumnezeul despre care noi vorbim este Dumnezeul care nu doar dă legăminte sau emite legăminte, inițiază legăminte, ci este un Dumnezeu care veghează asupra legămintelor și asupra promisiunilor pe care le-a făcut. Ba mai mult, sunt importante legămintele pentru că legămintele stabilesc cadrul în care el decide să relaționeze cu el. Vedeți? Spuneam în începutul discuției noastre că cel care inițiază legămintele este Dumnezeu. Înseamnă că și Dumnezeu stabilește niște coordonate. El este inițiatorul și el este acela care aduce, eu știu, standardele legământului respectiv. Deci el creează contextul, premiza binecuvântărilor pe care intenționează să le reverse asupra noastră în contextul acelui legământ.
Ei, tocmai de aceea e foarte important, e foarte important legământul. Psalmistul spune în Psalmul 111:5. De fapt, Psalmul 111 are de două ori menționat legământul și aș vrea să scot în evidență lucrul acesta înaintea dumneavoastră și înaintea ascultătorilor din această seară. Psalmul 111, odată versetul 5 și odată versetul 9, dacă nu greșesc. Spune așa: El a dat hrană celor ce se tem de El, El își aduce pururi aminte de legământul Lui. Versetul 9: A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci. Și legământul acesta așezat în veci îl revelează pe El. Cum? Numele Lui este sfânt și înfricoșător. Deci iată de ce este important legământul sau legămintele. Revelația lui Dumnezeu mi-l scoate în evidență pe Dumnezeu, stabilește cadrul în care Dumnezeu mă poate binecuvânta. I-am spus întotdeauna și fac aici arăși o paranteză, sper să o închid cât pot de repede, că aș vrea să continui în prezentarea aceasta a legămintelor. Poruncile fac parte din legământul mozaic, dar noi avem porunci în Noul Testament. Poruncile nu sunt garduri care ne restricționează libertatea, care ne, eu știu, ne îngrădește libertatea de manifestare. Oh, poruncile sunt grele, uite, Dumnezeu nu mă lasă să mă mișc, nu mă lasă să mă manifest în felul în care aș vrea eu. Nu e adevărat. Poruncile sunt garduri care mă protejează. Dumnezeu zice, ești liber, poți să sari peste gard, poți să te duci. Dar binecuvântarea eu ți-o dau acolo, în perimetrul acesta al poruncilor mele, al legământului meu. Dacă vei asculta, spune legământul palestinian, iată toate binecuvântările care vor veni. Și atât de mult îmi place afirmația aceea din Deuteronom 28, făcută Israelului, dar făcută tuturor celor ce păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna vei fi cap și nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Mi-aduc aminte, eu am predat în România, am fost profesor 24 de ani la două licee din municipiul Arad. Și mi-aduc aminte la un moment dat o discuție pe care am avut-o cu una din colegele mele, o doamnă învățătoare. Ea s-a uitat în familii de pocăiți și a văzut că în familii de pocăiți sunt mulți copii. Erau familii din biserica în care vin eu și cu 10, dar aveam în județ, aveam familii cu 18 copii. Și doamna aceasta învățătoare avea un singur copil și foarte greu se descurca și cu copilul și cu pretențiile copilului. Și spunea, domne, cum se face că pocăiții au mulți copii, se descurcă cu toți, își fac și case mari, au și afaceri care prosperă. Și noi am avut o afacere în Arad, un magazin care a mers foarte bine, magazinul Beraru, Arădenii, Bujăcanii, îl știu foarte bine. Un magazin care l-am înființat și mergea foarte, foarte bine. Cum se poate? I-am spus exact ceea ce spune în legământul palestinian. Zic, doamna învățătoare, Dumnezeu a promis că întotdeauna cei care sunt al Lui, se încred în El și se tem de El, vor fi cap și nu coadă. Deci Dumnezeu se angajează la lucrul acesta. Ei, de aceea revin. Legământul e important pentru că e perimetrul în care Dumnezeu promite să-mi poarte de grijă, promite să mă binecuvânteze, promite să am prosperitate în tot ceea ce fac. Apoi legămintele sunt importante pentru că ele prezintă voia lui Dumnezeu pentru cel credincios. E ca un reper pentru mine la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Ce trebuie eu să fac în relația dintre mine și Dumnezeu. Și v-am spus, o să insistăm probabil la un moment asupra lor, cele două robii, robia asiriană și babiloniană, au fost consecințe ale ieșirii din legământ. Întotdeauna profeții au făcut referire și au spus, voia lui Dumnezeu a fost aceasta. Voi l-ați fi dat pe Dumnezeu, ați ieșit din perimetrul binecuvântărilor, de aceea suportați consecințele care derivă, care rezultă din neascultare și nerămânere în perimetrul legământului unde Dumnezeu vrea și poate să vă binecuvânteze. Întotdeauna legămintele sunt urmate de binecuvântări și
Unul din versetele care iar îmi plac foarte mult. În urmă cu ceva timp am predicat chiar aici la noi la Philadelphia, Melbourne, din pasajul acesta. Psalmul 50, versetul 5. Frate Cătălin, e atât de frumos, spune în felul următor: strângeți-i pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. La baza relației dintre mine și Dumnezeu stă legământul. De aceea Dumnezeu are binecuvântări promise în legăminte, pe care cu siguranță le va împlini în momentul în care și legământul respectiv va ajunge probabil la finalitatea lui. Cam astea ar fi, bine, cu siguranță și altele am putea să extragem, dar în câteva cuvinte, în câteva sublinieri, de ce sunt importante legămintele? Extraordinar, foarte important și foarte bine prezentat, vă mulțumesc mult. Vreau să mergem puțin mai în adânc și să înțelegem aceste legăminte în această emisiune despre legăminte. Dacă spuneați despre cele 8, doresc să vedem dacă cumva ele se pot grupa sau există un model tipic în care le putem poziționa aceste legăminte. Cum vedeți dumneavoastră, să spunem, așezarea aceasta în spațiu și timp de către Dumnezeu? Da, ar fi fost frumos poate să facem tandem 2-2-2, dar ele se grupează, le-aș grupa. Acum nu neapărat că am găsit în studiu pe care l-am făcut și pregătindu-mă pentru emisiunea dumneavoastră, știind că aveți un public select care urmărește și doresc să fiu la înălțimea așteptărilor în primul rând ale Domnului și bineînțeles a dumneavoastră, celor ce realizați această emisiune și a publicului care urmărește cu atâta interes lucrarea pe care dumneavoastră o faceți. Și încă o dată un cuvânt de apreciere, un cuvânt de felicitare de la noi de aici, de la mare distanță. Nu am găsit, frate Cătălin, dragii noștri, nu am găsit neapărat o împărțire a legămintelor, a celor 8 legăminte. Eu știu, uitându-ne la legământul edenic, legământul avramic și așa mai departe. Dar aș putea spune că le-am putea împărți în felul următor. Legămintele sunt fie eterne, fie temporare. Adică legăminte care au valabilitate veșnică sau legăminte care sunt doar pentru o anumită perioadă și ele se vor încheia odată. Și aș putea spune în felul următor. Din cele 8 legăminte, 7 sunt temporare. Fie că perioada este mai lungă sau mai scurtă. De exemplu, legământul edenic a fost temporar. Câtă vreme a fost familia Adam și Eva în Eden. În momentul în care au ieșit din perimetrul acela și din tot ceea ce însemna condițiile legământului edenic, legământul acela fiind și un legământ temporar și unul condiționat s-a încheiat și a început un alt legământ, legământul edenic, care, iată, suportăm și astăzi consecințele. În legământul edenic, în legământul avramic, apare suferința, apare moartea. Astea sunt deja consecințe pe care Dumnezeu le specifică, le subliniază foarte clar în legământul adamic. Este. Dar avem și promisiunea că blestemul și moartea se va finaliza odată. Deci tocmai de aceea, iată, sunt legăminte eterne și aici aș face referire la legământul cel nou. Legământul cel nou, moștenirea împărăției lui Dumnezeu, se face doar în baza legământului celui nou. Legământul cel nou nu este numai pentru biserică. Legământul cel nou este, iată, un legământ pe care îl vei face cu casa lui Israel. În primul rând, în atenția lui Dumnezeu rămâne Israel. Nu uităm, a venit la Isai, ai săi nu l-au primit. Slavă Domnului că nu l-au primit și Dumnezeu ne-a primit pe noi. Dar trebuie să înțelegem că legământul cel nou cuprinde și Israelul și bineînțeles noul popor, poporul nou testamentar, Israelul spiritual care este biserica. Deci legămintele sunt eterne sau sunt legăminte temporare sau mai pot fi împărțite în legăminte condiționate sau legăminte necondiționate. Și acum, frate Cătălin, un legământ condiționat are întotdeauna în alcătuirea lui, în enunțul lui, cuvântul dacă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vine și spune, fac și eu doar dacă tu faci. Cu alte cuvinte, sunt obligat să intervin în măsura în care și tu îți împlinești partea de responsabilitate. Spuneați foarte bine la un moment dat că legămintele scot în evidență responsabilități din ambele părți.
Nu numai Dumnezeu are o parte și omul n-are niciuna. Dar în mod deosebit responsabilitatea noastră a omului iese în evidență în legământul sau în legămintele condiționate. Ei, dar sunt și legăminte necondiționate, din care dispare cuvântul dacă. Și acele legăminte necondiționate la un centru pe Dumnezeu și el spune în felul următor: eu fac și dacă tu nu faci. Eu mă oblig să duc la îndeplinire o anumită lucrare. În legământul avramic apare prima profeție mesianică, în care Dumnezeu se angajează să ridice în omenire un mântuitor. O să discutăm despre lucrul acesta, un mântuitor. Și aici nu venea și spunea: doar dacă tu, omule, ești bun, dar dacă tu ești atent la mine. Dumnezeu în providența lui a păstrat în primul rând format un popor, apoi a ales o seminție, apoi a ales o casă regală și apoi a păstrat linia davidică, ca din linia davidică să ridice sămânța femeii, care este Iisus Hristos Domnul. Deci când e vorba de împărțirea legămintelor, aș merge pe această variantă. Legăminte eterne, legăminte temporare, legăminte condiționate sau legăminte necondiționate. Iar când vorbim de cele 8, uitându-ne la ele, primele 3, să zic, cele 2 din Eden și cel cu Noe, ar putea forma o grupă. Următoarele 4 ar putea să fie iarăși într-o altă grupă, având în vedere că vorbesc despre poporul Israel. Și ultimul, cel de-al 8-lea, deja să-l punem separat, fiind legământul cel nou. Și aceasta poate fi o împărțire a legămintelor. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Foarte frumos! Haideți să ne uităm acum la primele 3. Ce putem extrage din primele 3 legăminte și care sunt învățăturile pe care noi le putem aplica astăzi în viețile noastre? Pe scurt, pentru că nici n-aș vrea să abuzez de timpul dumneavoastră și știu că aveți un spațiu limitat în ceea ce privește transmisia emisiunilor. Dar uitându-ne la cele 3, eu am mai menționat câte ceva despre cele 3. Le repet încă o dată, este vorba de legământul edenic, legământul avraamic și legământul cu Noe, noahic, cum se mai numește. Legământul cu Noe poate este mai ușor de înțeles în felul acesta. Legământul edenic și legământul avramic au fost făcute de Dumnezeu cu familia, în special cu Adam, ca și reprezentant al rasei umane, protopărintele nostru. Legământul edenic este cel din paradis, într-o stare perfectă, atât paradisul cât și omul, încă nu apăruse păcatul. Semnul legământului, veți vedea că și în legământul lui Noe există un semn și în celelalte legăminte, și în legământul davidic, fac aici o anticipare, în legământul davidic semnul este tronul, un scaun de domnie. Întotdeauna Dumnezeu lasă parcă un semn al legământului său la care mă raportez. Legământul cel nou, acesta este sângele meu, sângele legământului, semnul este sângele. Deci există întotdeauna un semn al legământului, iar în legământul edenic există copacul, copacul cunoștinței binelui și răului. Iar condiția binecuvântării și a rămânirii era ascultarea. Legământul acesta este făcut de Dumnezeu în condițiile perfecte în care nu exista păcat. Ei, gândiți-vă că o perioadă omul a fost în legământul acesta. Dumnezeu s-a angajat să se întâlnească, era întâlnire, sunt atâtea și atâtea elemente. Dumnezeu acolo a stabilit niște principii: creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul. Și înainte de a stăpâni tot pământul, trebuia să fii stăpân pe un petec de pământ, pentru că Dumnezeu niciodată nu ne dă totul dintr-o dată. Ne pregătește pentru ceea ce vrea și omul era acela care trebuia să fie stăpânitorul pământului. A falimentat la un petec de pământ, dar asta nu înseamnă, și uitați-vă, vă rog frumos, în Psalmul 8, coroborat cu Evrei, capitolul 2. În Psalmul 8 spune: ce este omul să te gândești la el, să-l bagi în seamă, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii și ai dat stăpânire, autoritate. Măcar, spune apostolul Pavel în Evrei 2, citând din Psalmul 8, vedem că încă omul nu este stăpân. Dar în Iisus Hristos, iarăși revin la legământul cel nou,
Dar în Iisus Hristos totul se va restaura și inițialul din Eden se va relua și omul va ajunge să stăpânească și va stăpâni dacă Adam a falimentat. Prin Iisus Hristos se reabilitează întreaga omenire. Acest legământ, legământul edenic, ar fi durat veșnic dacă nu era condiționat de ascultare, exact unde falimentează Adam. A devenit un legământ temporar, vedeți că inițial a fost un legământ etern. Dumnezeu nu neapărat că a luat în calcul alte legăminte, dar a trebuit efectiv și să se adapteze, aș putea spune, unei noi situații. Și a devenit un legământ temporar datorită călcării poruncii de către Adam, care a fost apoi aruncat afară din grădina Eden. Poate că despre legământul edenic am putea să spunem multe. Am să mă limitez la câteva aceste explicații, trecând mai departe la legământul adamic. Legământul adamic are deja ca și semn, dacă legământul edenic are copacul, deja aici apare blestemul, apare moartea, apare durerea, apare suferința. Și aici vreau să fac o subliniere foarte importantă. Nu Dumnezeu stă la baza suferinței. Nu Dumnezeu este acela, că oamenii, există și teoria aceasta și sunt oameni care sunt adversari lui Dumnezeu, pentru că cum se poate un Dumnezeu bun să îngăduie răul și suferința? Dumnezeu a proiectat Edenul. Dumnezeu a proiectat și a cerut ascultare. A vorbit de un pom al cunoștinței binelui și răului. Oamenii au primit ce înseamnă bine și rău doar prin mesajul lui Dumnezeu. Nu l-au experimentat. Au dorit să-l experimenteze și în momentul în care au experimentat, au ieșit din neascultare, nesocotind cuvântul lui Dumnezeu și au experimentat după aceea moartea, blestemul și toate lucrurile acestea, îndepărtarea omului de Dumnezeu. De acolo a intrat moartea spirituală în primul și în primul rând, adică despărțirea omului de Dumnezeu prin păcat. Apoi a intrat și moartea fizică, despărțirea sufletului de trup prin moarte și așa mai departe. Dar lucrul care îmi place atât de mult în legământul adamic, în legământul făcut cu omul căzut, Dumnezeu vine întotdeauna cu o speranță, cu o soluție. Și așa cum spuneam, apare prima profeție mesianică. Sunt peste 300 de profeții mesianice în Vechiul Testament. Prima este Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. În contextul acesta în care Dumnezeu emite acest legământ, inițiază, deja are promisiunea reabilitării și a rezolvării. Ei, vreau să vă spun că profeția aceasta mesianică s-a împlinit parțial. Este o profeție cu împlinire etapizată, în etape. Prima parte s-a împlinit în zdrobirea capului șarpelui și în zdrobirea călcâiului. Dar nu s-a împlinit plenar. Și aceasta se va împlini pentru că, atenție, Dumnezeu vorbea cu Satan, cu șarpele, și a spus: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, șarpe, și între sămânța femeii. Și întotdeauna, frate Cătălin, dragii mei, sămânța femeii în abordarea noastră este Iisus Hristos. Dacă vorbește despre sămânța femeii ca fiind Iisus Hristos, răscumpărătorul, cine poate fi atunci sămânța Satanei, șarpelui, dacă nu Anticristul? Și va fi o confruntare finală, va fi o bătălie finală. Și atunci se va împlini și profeția aceasta, prima făcută în grădina Eden, în contextul rostirii legământului adamic. Și apoi, cel de-al treilea legământ la care am zis că ne vom uita în această seară, este legământul cu Noe, făcut după potop. Noe, familia lui, iar semnul este curcubeul. Nu aș vrea să fie, eu știu, greșit înțeleasă afirmația mea, dar cred că o anumită grupare de oameni care s-au ales ca simbol curcubeul, l-au ales într-un mod tendențios. Undeva există sentimentul vinovăției. N-am să punctez prea mult, dumneavoastră știți și cu siguranță și ascultătorii noștri știu cine are ca și stindard, ca și steag,
semnul curcubeului. Se ascund sub semnul curcubeului de mânia lui Dumnezeu, știind, pentru că există undeva sentimentul vinovăției. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, există o conștiință, chiar dacă ea este moartă, ea uneori are uneori niște zvâgniri și cu siguranță mulți au știut și au crezut că se ascund de mânia lui Dumnezeu, pentru că potopul a fost o formă a mâniei lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că Dumnezeu a promis în legământul acesta un aspect al legământului și Dumnezeu va ține cont de lucrul acesta, că niciodată pământul și omenirea nu va mai fi distrusă prin potop de ape. De aceea Dumnezeu, când va distruge omenirea pentru starea de păcat, pentru depravarea totală a rasei umane, va folosi de data aceasta nu apa, ci va folosi focul. Va folosi focul. Și exact ceea ce s-a întâmplat mai târziu, la încă altă 1000 de ani distanță, în vremea lui Avram cu Lot, Sodoma și Gomora. Deci legământul cu Noe spune că nu va mai fi un alt potop, o altă distrugere a pământului prin apă. Dumnezeu, noi uneori aici la Melbourne, nu știu cum este la București, dar la Melbourne uneori vă spun, admirăm nu un singur curcubeu după ce a plouat, ci sunt două curcubeie. Nici nu știu cum să formulez pluralul de la curcubeu exact, dar sunt două care apar pe cer și ne uităm, eu și familia mea, nepoatele mele, ne uităm cu atâta bucurie la semnul acesta al legământului și înțelegem că Dumnezeu este în legământ, este acolo prin semnul acela și ce promite împlinește ad literam. Poate că și despre legământul acesta, vedeți, deja aici apare sanctitatea vieții. Dumnezeu este acela care interzice crima, așa mai departe. Sunt câteva aspecte care sunt legate de legământul cu Noe, dar poate că într-o altă emisiune vom relua un pic și apoi ne vom uita și la celelalte legăminte atât de importante ale Scripturii. Vă mulțumim foarte mult, așa cum și așteptam, o emisiune foarte bine pregătită, foarte bine prezentată. Ați muncit, se vede, foarte mult pentru pregătirea acestei prime părți a legămintelor biblice. Vă mulțumesc foarte mult și cu ajutorul dumneavoastră, astăzi și noi aici în studio și telespectatorii noștri au văzut, au înțeles cât de importante sunt aceste legăminte și mai mult ce putem învăța, ce putem noi lua pentru viețile noastre, astfel încât să ne ducem cu bine viața noastră pe pământ. Vom continua și cu altă ediție, de așa că lăsăm oarecum apetitul acesta pentru această emisiune și pentru data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult și apreciez efortul pe care l-ați făcut în a vă pregăti. Să fiți binecuvântat! Mulțumesc foarte mult, frate Cătălin! Salut cu drag și colegii dumneavoastră din studio Prodocens Media. Mă bucur de această frumoasă colaborare pe care avem cu dumneavoastră, de faptul că promovați lucrarea Domnului de aici, de la capătul pământului. Nu suntem neapărat într-un anonimat, dar ne bucurăm de faptul că sunteți împreună cu noi și simțiți împreună cu noi. O comunitate română nu este foarte mare, comunitatea evanghelică, dar este o comunitate de oameni credincioși, frați care iubesc pe Domnul. Și așa cum dumneavoastră vă siliți în România și noi aici ne vom sili, ne confruntăm cu aceleași probleme, chiar dacă poate material stăm mai bine decât ceea ce este în România. Problemele sunt și aici, n-am scăpat de probleme. Spuneam odată într-o predică, am plecat unii dintre noi să scăpăm de probleme de România, dar am dat de probleme de Australia, de probleme de America, de probleme de Europa. Dar noi mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne dă, pentru că știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Cu drag salut pe toți ascultătorii dumneavoastră, nu numai pe cei care urmăresc emisiunile care le faceți împreună cu mine. Și am văzut că aveți emisiuni cu subiecte atât de diverse, le urmărim cu respect și cu apreciere. Salut toți invitații dumneavoastră și pe toți care ascultă cu drag aceste emisiuni. Felicitări încă o dată și pentru colaborările noi pe care le aveți cu Credo TV și probabil și cu alte televiziuni veți iniția. Vă văd un om de acțiune, un om de inițiativă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă poarte de grijă și în 2021. Amin. Vă mulțumim, amin, spunem și noi și vă urăm la fel. Stimați prieteni,
Încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumesc că ați fost încă o dată cu noi. Până data viitoare, vă spunem la revedere!